Trebuie să știți și dumneavoastră că toate organizațiile de tineret din Câmpia Turzii trebuie să învețe, poate până acum nici noi n-am știut, nici ei, dar trebuie să învățăm să fim în primul rând oameni, să fim prieteni, să fim fair play. Între noi este și va fi o competiție, dar această competiție are niște limite. Această competiție se duce în rezultate, în acțiuni, în membri. Eu am zis că ori de câte ori un tânăr vine într-o grupare politică, că se numește ea PDL, că se numește PSD, că se numește PNL, sunt bineveniți. Eu de fiecare dată când celelalte organizații au primit în rândul lor niște membri, am zis da, foarte bine, este bine că tinerii se implică și în alte locuri și în alte activități plăcute, pentru că este bine să stăm departe de lucrurile urâte și rele ce se întâmplă în ziua de azi în societate. Sunt și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. În Câmpia Turzii este loc pentru fiecare. Avem și un club sportiv, CSM Câmpia Turzii, care ieri am plinit un an de la înființare și vreau să vă zic că acolo avem 220 de tineri legitimați împreună cu părinților și ne dăm seama că putem face în Câmpia Turzii ceva. Am vrut să transmit încă o dată acest mesaj, să știe foarte bine toată lumea și să laudă. N-avem nimic cu nimeni, suntem prieteni, ne respectăm, dar competiția și întrecerea noastră se bazează pe rezultate și organizația de tineret, pot să zic eu că a avut rezultate în ultimul timp, pentru că ne-am adus aportul la ultimele trei campanii electorale care s-au încheiat de fiecare dată cu victoria noastră. Activitatea noastră a continuat în această săptămână, continuă acum cu primirea, vreau să vă spun, în jurul aș întreba secretariatul. Astăzi primim în jur de 55 de membri noi la organizația de tineret și acest lucru nu poate decât să ne bucure. Seara va fi încheiată la restaurantul Gosner. Mi se pare normal ca acest an să încheiem împreună cu o petrecere frumoasă, așa cum noi știm. În continuare, aș vrea să vă prezint invitații noștri de astăzi. Ne bucurăm să-i avem alături de noi pe domnul consilier local Sabin Gheneș, colegul meu din Consiliu, un prieten. Avem alături de noi pe domnul consilier județean Ioan Plăcintar. Îl avem alături de noi pe domnul director general al companiei de apă Alie și un vechi membru al PD-ului. Ne bucurăm să avem alături de noi pe doamna, era să zic domnișoara Andreea Sas, dar a devenit doamnă între timp, doamna Andreea Sas, care este președinta organizației Turca. Aș vrea să-l prezint pe un apropiat și un prieten bun al organizației de tineret, ori de câte ori am avut nevoie, a fost alături de noi, domnul Adrian Antal, președintele organizației județene și totodată e o mândrie, viceprimarului municipiului Cluj-Napoca, domnul Radu Moisic. Nu știu de câte ori trebuie să-l prezint pe acest domn care va urma, vreau să vă zic doar atâta. Este omul care ne-a dat un suflu nou tinerilor democrat-liberali din Câmpia Turzii, omul care mulți ani, vă spun sincer, a dus greu în această organizație la Câmpia Turzii. Poate cu vreo 6-7 ani era singur, după aceea au fost 3, au fost 5. Omul care a fost tot timpul alături de noi, omul care a ajuns departe, domnul ministru secretar de stat, președintele PD-ului din Câmpia Turzii, Cristian Haidu. Impresionată, pentru că în această perioadă pe care o traversăm cu toții, este foarte greu să faci primire de noi membri, pentru că nu trăim tocmai cele mai fericite vremuri, ca să zic așa. Și asta arată forța organizației Câmpia Turzii și a oamenilor de aici. Dacă până acum erau puternici și au fost întotdeauna, de aici a plecat întotdeauna un semnal pozitiv, un semnal de echipă, un semnal de echilibru, un semnal de muncă în echipă pentru PDL, pentru PDL Cluj, pentru PDL Turda, ei au fost întotdeauna un exemplu și Remus este un lider extraordinar. Întotdeauna a știut să coaguleze în jurul lor, în jurul lui oameni cu care să știe să lucreze, să facă echipă. Coordonat, bineînțeles, de Cristian Haiduc, un om deosebit, cu care ei doi au făcut mai întâi echipă ca să vă aducă pe dumneavoastră în jurul lor. Rămân surprinsă de atât de mulți oameni pe care îi văd astăzi aici. Eu personal nu am îndrăznit să fac o primire de noi membri, nu pentru că mi-era teamă de diversele discuții legate de
conjunctura politică în care ne aflăm de mersul României în momentul de față, ci pentru că oarecum în perioada asta cam toți sunt reticenți la măsurile pe care guvernul nostru le ia, dar care o să vedeți peste un an, peste un an și jumătate, că sunt cele mai îndreptățite a fi luate într-o perioadă. Nu există capacitatea asta în momentul de față. Nu avem resursele necesare. Informați-vă, întrebați la rândul vostru pe cine aveți în preajmă, pe Remus, care la rândul lui va duce întrebările către domnul Haiduc și către cei din jurul lui care sunt acolo unde se iau deciziile importante în Parlament. Tuturor și invitațiilor și celor care urmează să facă parte din organizația PDL, celor care sunt în organizația PDL și tuturor celor prezenți în sală. Este într-adevăr, așa cum a spus și Andreea, o plăcere deosebită să vezi atâția colegi, pentru că din seara asta vom deveni colegi toți la un loc în aceste vremuri în care conjunctura nu este prea favorabilă. Dar conjunctura nu este favorabilă nu numai României, conjunctura nu este favorabilă la nivel global, întregii luni. Amintea colega noastră, Andreea, de niște măsuri care le-a luat guvernul Boc. Guvernul Boc, dacă vă uitați și studiați fără patimă și cu multă obiectivitate fiecare pas care l-a făcut, o să observați că a făcut pași înaintea altor guverne occidentale. Ce au făcut românii sub guvernarea Boc, au făcut ulterior britanicii, au făcut ulterior francezii, au făcut ulterior spaniolii și, mă rog, unii au reușit, alții n-au reușit. Au făcut și vecinii noștri, ungurii, bulgarii, dar după ce am făcut noi treaba asta. Uitați-vă, toată lumea încearcă să obțină cu disperare bani de pe piețele internaționale. Noi am reușit să obținem acești bani la niște dobânzi deosebit de bune față de alte țări. De ce vă spun că pentru mine este o onoare că sunt astăzi alături de dumneavoastră, dar lucrul nu pot eu să o mai spun pentru că domnul Filip, domnul Moisi, Andreea, v-am spus de toate. Așa că am să încerc să vă spun câteva lucruri din inimă și câteva lucruri despre ceea ce se întâmplă în oraș și în țară. Să începem cu orașul în Câmpia Turzii. Vedeți că se fac eforturi foarte mari, atât în condițiile acestea de criză, cât și înainte s-au făcut pentru ca orașul să arate bine și ca dumneavoastră, mai ales tinerii, să aveți posibilitatea să vă petreceți timpul liber într-un mod plăcut. În ce sens? În sensul că ați observat că s-a făcut clubul sportiv, s-a amenajat terenul de tenis cu tribună, cu iluminat, sunt terenuri pentru fotbal și un lucru foarte important, poate care nu știți, în anul viitor va demara un proiect foarte mare de aproximativ 2 milioane jumătate de euro. Va fi un bazin semi-olimpic, un bazin de 33 de metri acoperit, jos la lac, știți zona, unde veți avea ocazia să practicați notul, să vă relaxați, va fi cu saune, cu spa, piscină, ești tot loc. Copitorii Câmpiei Turzii vor avea acces la un preț, bineînțeles, foarte convenabil. Zic că este un lucru bun. Practic, Câmpia Turzii nu are probleme foarte mari de infrastructură. Suntem acum în transformare. Domnul director muncește foarte mult pentru înlocuirea tuturor rețelelor de apă și canal. După care se va reface asfaltul. Ați văzut că se refac parcări. Se fac chioșcuri pentru pensionari, între blocuri, multe lucruri care sunt necesare pentru oraș. Asfaltatul în Câmpia Turzii este undeva la 88%, 89%, până în 2012, sperăm să fie 100%, toate străzi din municipiul Câmpia Turzii să fie asfaltate. Cred că o să fim primul oraș din țară care o să aibă toate străzile asfaltate, o să depășim și Cluj-Napoca. Probabil, la fel cum îi depășim la iluminat, o să îi depășim și la asfaltat, cred că și la curățenie. Bineînțeles, este mult mai ușor, fiind un oraș mai mic, mai ușor de gospodărit. Nu înseamnă că municipiul Cluj-Napoca nu este bine gospodărit, din contră. Chiar este ca și reședință de județ, eu zic că cel mai bine gospodărit din România. Dar, totuși, noi Câmpia Turzii avem ambiția să depășim municipiul Cluj-Napoca în ceea ce putem noi să facem. Noi putem compara bugetul Câmpiei Turzii cu bugetul municipiului. Intrați acum într-o organizație care s-a format cu greu,
în care multă lume a pus suflet, în momente grele în care, practic, știți, orașul era condus de PSD, era un oraș roșu, conducerea combinatului, practic, monopoliza și conducerea politică și administrativă a orașului. Ați văzut ce s-a întâmplat, că din 8.000 de angajați pe această conducere au ajuns 2.800. Gândiți-vă astăzi municipiul Câmpia Turzii dacă ar mi-a fi avut 5.000 de locuri de muncă. Deci asta trebuie să ne punem întrebările, să vedem ce s-a întâmplat și am greșit în acest oraș, câtă muncă a fost necesară pentru a recupera ceea ce alții, cu bună știință și cu interese personale, au distrus în acest oraș. Câmpia Turzii, vă spuneam înainte, nu avea probleme de infrastructură, nu erau nevoie de investiții mari, puteau toate aceste investiții să intre în programe care să asigure locuitorilor Câmpiei Turzii și mai ales tineretului șansa de a-și putea petrece un timp și ca relaxare, dar și ca muncă, o perspectivă de locuri de muncă în Câmpia Turzii. O să fie aceste lucruri, din păcate, în câțiva ani de zile, pentru că a venit și criza economică, care a venit la nivel global, și atunci toate eforturile care s-au făcut pentru parcul industrial din Câmpia Turzii, 44 de hectare, posibil, practic, alocate de primărie pentru parc industrial, se ocupă foarte greu, pentru că multe investiții s-au stopat. Dar, cum sunt ciclurile economice, criza a început, are un vârf, va avea și un sfârșit și va veni un nou ciclu de creștere economică. Nealcul și Alexandru Andrei. Mărginean Cătălin. Raida Ionuț Andrei. Buș Dan. Oltean Mihai Daniel. Suntem foarte mulți prezenți în această seară aici în sală și aș vrea să-mi anunț încă de pe acum candidatura mea la un nou mandat al Organizației de Tineret PDL Câmpia Turzii. Eu alături de mine am să facem echipă și sper să o ținem tot așa și sunt mândru că sunt liderul vostru, susținut de către voi. Iată că dorința mea de Crăciun s-a împlinit. Toți avem dorințele de Crăciun îndeplinite. Acum nu știu dacă și-a dorit ce urmează să zică cineva sau nu, dar totuși o să zic. Și anume că în 14 ianuarie, deci peste 4 săptămâni de astăzi, avem alegerile la nou birou permanent județean al Organizației de Tineret, la Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților Sala Europa, începând cu 4:30 după masa. Alegeri după care va urma un chef care sper să iasă cel puțin la fel de bine ca și cel de astăzi din Gheorghe. La aceste alegeri m-am gândit în mod serios și venind asupra Câmpia Turzii m-am hotărât că alături colegii de la Câmpia Turzii și am venit să văd și câteva persoane care ar putea fi nou birou permanent județean, alături de colegii din Cluj-Napoca și din Turda, mă gândesc să formăm o nouă echipă pentru organizație județeană, echipă pe care o să o conduc ca și președinte. Dacă mă voi vota. Mulțumesc și să vă mulțumesc! Thank you.